Dar în umila mea părere, motivul pentru care de multe ori falimentăm în viața de credință este că nu cercetăm Scripturile măcar un ceas pe zi și nu ne rugăm măcar un ceas pe zi. Și cineva va spune, 2 ore pe zi! La ce am înnebunit? Scumpii mei, uitați-vă, vă rog frumos, și calculați-vă timpul pe care îl dați celularului, pe care îl dați tabletei, pe care îl dați televizorului, pe care îl dați telefonului, pe care îl dați suetelor, pe care îl dați distracțiilor și veți vedea că în momentul în care ați făcut curățenia de primăvară și ați scos din programul vostru timpul folosit, fără noimă, fără sens, precis veți găsi și o oră pentru cuvânt și o oră pentru rugăciune în fiecare zi.